Turn left onto Ark Encounter Drive, then turn right. Ajuns la Arca Linoe. Barca este construită după dimensiunile Bibliei. Intrăm aici pe sub arcă. Pe panoul acesta scrie puțin despre viața lui Noe. Ajuns în sfârșit la intrare. Detalii despre cum arăta arca, mai mult decât dimensiuni, faptul că a fost dată cu smoală pe dinăuntru și pe din afară, câte etaje avea, dar celelalte informații care au fost adăugate sunt bazate pe informații din istoria antică și cum se construiau navele pe vremea aia și alte lucruri de genul acesta care presupunem că ar fi corecte. Detaliile suplimentare bazate pe cercetări ale istoriei antice au fost și stilul de îmbrăcăminte și de păr, mecanismul de hrănire a animalelor și îndepărtare a deșeurilor. De asemenea, pentru o experiență mai completă au fost adăugate și nume de femei. Aici vedem rugăciunea lui Nou. Thank you.
începând cu creația. Aici se uită toți la un interviu cu mine. Luăm o pauză și mergem să mâncăm. Bucătăria Emzarei. Aici este terasa restaurantului. Restaurantul este foarte mare, cu două etaje plus o terasă foarte mare. Mi-a luat desertul pe drum. To meet Mr. Cyrus. Cyrus here is a jungle carpet python, and they get that name because doesn't he look exactly like a carpet? Do the rattlesnake and have a delicious meal. Now, snakes have got some amazing jaws. Good.
Am venit să ne reumplem paharele. Aici este sala unde se cântă cântări creștine și se predică cuvântul lui Dumnezeu. Să aibă apă proaspătă, să elimine gunoiul animal, să aibă aer proaspăt și să aibă suficientă lumină pentru toate. Told me to move instead of spending decades building this ark. Plus, I wouldn't have needed to bring the flying creatures, since they could easily get away from a local flood. Cine a construit arca? Unde dormeau ei în corabie?
care este punctul de vedere al Bibliei cu privire la epoca de gheață? Câți oameni trăiau pe pământ înainte de potop? Alte legende din lume care povestesc despre un potop sunt diferite, dar au totuși un punct comun, cum că un Dumnezeu a ales o persoană să salveze familia lui și alte lucruri din lume pentru ca omenirea să propășească. De exemplu, în insulele Fiji există o legendă că Dengei, un rege, de fapt un zeu, a trimis un potop pentru că cei doi nepoți a lui i-au omorât pasărea pe care o avea ca și animal de companie. Cei doi nepoți au fugit într-un sat și au făcut un adăpost și cumva și niște bărci și au supraviețuit potopul. Interpretări false despre omul preistoric. Faptul că se trage din maimuță, evoluția religiilor, teoria pământului flat. Cum se zice? Flat. Și a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arder de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Povestea lui Ezra, un bărbat fără casă, un preot evreu care trăiește în exil în Babilon, poporul lui este împrăștiat, dar se apropie restaurarea. De fapt, deja a și început. Oamenii se întorc la Ierusalim pentru a construi ceea ce a fost în ruine. Templul lui Yahweh, Dumnezeu lui Israel, are din nou o temelie. Așa că Ezra se întoarce acasă. Cum s-a împrăștiat creștinismul în lume? Diferiți sclavi care au fost capturați și care erau creștini au fost duși în Etiopia, unde au fost sclav la rege. Regele i-a plăcut de ei și i-a promovat în locuri mai înalte și astfel au avut ocazia să
povestească și altora despre creștinism. În Europa, cum a ajuns Evanghelia în China? Un misionar englez, Hudson Taylor, s-a decis să plece spre Shanghai cu o navă. A ajuns în China, a început să se îmbrace și să se comporte ca și chinezii, ca să-i înțeleagă și ei să se apropie de el, ca și să-l asculte. În Australia, ce că Biserica Luterană din Germania s-a decis să trimită un păstor în Australia. Evanghelia până și în Antarctica. Cu un explorator, aventurier care era creștin și s-a dus într-o expediție și a luat o Biblie cu el. Cum a ajuns Evanghelia în America de Sud? Povestea unui șef de trib care propovăduia răzbunarea și războiul până într-o zi când un misionar a apărut la el în sat și a spus povești din Biblie care au făcut sens pentru el și s-a hotărât să se predea Domnului și apoi a fost liber. Evanghelia a ajuns și în America de Nord printr-un pastor puritan, John Eliot, care a mers și a predicat triburilor de nativi americani, de indieni nativi. Călătoria continuă. Aici face puțină reclamă la Muzeul Bibliei din Washington, D.C. Căutarea adevărului. Crede în Domnul Iisus și vei fi salvat. Istoria adevărată a lumii. Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântare pentru lume. Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul de Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoi pentru orice lucrare bună. Înainte de secolul al XX-lea, cele mai vechi manuscrise
care a supraviețuit din Biblie, Biblia ebraică, datau din secolul al X-lea după Hristos. Cu toate acestea, descoperirile din Israel și Egipt au împins această dată înapoi cu mai bine de un mileniu. În 1947, 7 suduri au fost găsite într-o peșteră de lângă Umran, lângă țărmul de nord-vest al Mării Moarte. Săpăturile din 1947-1956 au scos la iveală 950 din aceste manuscrise, scrise în mare parte în ebraică, scrise probabil de o sectă cunoscută sub numele de esenieni. Manuscrisele datează între secolul al III-lea înainte de Hristos și secolul I înainte de Hristos. Majoritatea au fost scrise pe pergament, adică pe piele de animal, și au supraviețuit sub formă de fragmente. Cu toate acestea, a fost găsit un sul aproape complet al lui Isaia din jurul anului 100 înainte de Hristos. Fiecare carte a Vechiului Testament, cu excepția Esterei, este reprezentată, cu Psalm, Deuteronom, Geneza și Isaia fiind cele mai comune. Codexul a fost o actualizare de la suluri. Permitea unei persoane să transporte mai mult conținut, să găsească o referință mai repede și să protejeze mai bine papirusul sau pergamentul. Această replică de codex arată cum arătau aceste cărți timpurii și include textul din Ioan 1, de la 1 la 10 până la 36. Biblia Gutenberg, prima Biblie tipărită. O scurtă recapitulare. Cum ar fi fost viața în interiorul corabiei în timp ce a fost potopul? Asta ar fi fost camera lui Iafet și a soției lui. Pe partea cealaltă, celălalt fiu al lui Noe, Sam. Cum se creșteau plantele și cum se depozitau tot felul de legume, fructe. Aici ar fi o bucătărie. Ustensile de bucătărie. O altă cameră. Camera unde se mânca și unde se făceau întâlniri. După cum vedeți, erau niște sofe mai multe. Oamenii mâncau și povesteau. Se țeseau covoare, oamenii nu s-au plictisit. Făceau tot felul de munci. Așa țineau păsările. Cuști din astea. Și acolo e gaura pe unde Noe i-a dat drumul unui porumbel să vadă dacă s-a terminat potopul sau nu. Alte camere, tot al lui Ham, șuncă. Asta a fi fost camera sau una din camerele lui Noe, unde își făcea planuri. Aici e camera potopului. Ce s-a întâmplat în afara bărcii? Epoca glaciară. Epoca turnului Babel. Originea limbilor de pe pământ. Omul antic a fost o brută sau a fost un om inteligent? Alte legende ale potopului. Legământul curcubeului. Și altarul. Călătoria unei cărți. Și vorba de Biblie. Cum a ajuns Cuvântul lui Dumnezeu până la capătul Pământului. Iar aici sunt Biblia în diferite traduceri, diferite limbi. Acolo vedem o bucată lungă, lungă de Tora. Iar aici ar fi o istorie adevărată a
lumii. Cum arăta lumea înainte de potop? Geneza, Creația. Șarpele a spus femeii, sigur nu vei muri. Răzbătirea omului și coruperea creației omului. Animalele care ar fi fost, care te-ar fi speriat. Cum au intrat animalele în corabie, cum au venit la arcă. Clasificat Noe ca să poată să ducă la fiecare, din fiecare rasă, cum au avut grijă de animale, cum le-au îngrijit, când au fost bolnave. Aici îl avem pe Noe și pe nevastă sa, care ne vor răspunde la întrebări. Yes. Good question. Right now, I'm documenting some of the terrible things that happened before the flood. I need to warn my children and their children after them what can happen if they do not follow the Creator and His ways. Urmează pe Creator în căile Lui. Aici arată una din camerele unde se țineau documentele și înscrierile la tot ce trebuia anotat. În camera asta arată cum se făceau reparații, lucrăturile în lemn. Aici reparațiile din metal care s-ar fi trebuit făcute. Iar aici este despre viața lui Moise, lui Noe. Cine a fost el? Aici sunt diferite cărți cu povești de copii despre potop și Noe. Imaginea asta descrie cât de mare ar fi fost ușa corăbiei pe care au intrat oamenii și animalele. Mă duc până acolo ca să vedeți cât de mare. Să nu se mucegăiască, să nu se strice. Acolo ce-i? Acolo-s camere de provizii. Și
se pare că același lucru și în spate. Și aici sunt și animale. Aici descrie rugăciunea lui Moise, lui Noe, care s-a rugat înainte de potop, la plecare. Astea sunt... Și aici tot felul de cotuțe, cuști, pentru animale mai mici. Aici le puneau mâncare, și aici le puneau de băut. Se picturau la ei acolo. Am intrat